Pentru cine este indicată această tehnică de dantură fixă pe implanturi dentare? Este în primul rând pentru pacienții care suferă de o formă gravă de boală parodontală, adică acei pacienți care se sesizează că se mișcă dinții foarte tare, s-au distanțat dinții din față, au un aspect inestetic, nu pot mușca dintr-un măr și simt că îi jenează măselele atunci când încearcă să mănânce. De asemenea, această tehnică este indicată și pacienților care au lucrări dentare vechi și au sesizat că acestea au început să se miște, că s-au retras gingiile, că intră mâncare sub lucrare sau că au apărut niște carii la rădăcini. Și de cele mai multe ori când dăm jos acea lucrare, constatăm că acele rădăcini nu mai pot fi folosite pentru o nouă lucrare și ajungem să reabilităm întreaga arcadă dentară cu ajutorul implanturilor dentare. Nu în ultimul rând, această tehnică este indicată și pacienților purtători de plăci dentare pe care le țin noaptea în pahar, acei pacienți care și-au extras de ceva timp dinții, nu mai au niciun dinte și nici nu mai pot folosi acele proteze pentru că nu mai stau și nu îi ajută în masticație. Ce presupune această tehnică dantură fixă pe implanturi dentare este că reabilităm o întreagă arcadă dentară, maxilar sau mandibulă sau poate ambele în aceeași ședință, sub sedare conștientă, adică pacientul este total relaxat, cu ajutorul unor substanțe injectate prin intermediul unei branule de către medicul anestezist. Ce realizăm atunci este că extragem și dinții, inserăm și implanturile, realizăm și reparația de os tot în aceeași ședință pe o durată de 1-3 ore de timp, după care luăm o amprentă de pe acele implanturi dentare și realizăm o lucrare provizorie, adică niște dinți provizorii care se fixează a doua sau a treia zi după operație și care îi ajută pe pacient să-și reia viața socială, adică pot să meargă la muncă înapoi sau să-și reia acele întâlniri cu prietenii sau familie fără vreo jenă. În perioada care urmează, de 6 luni după operație, pacientul va respecta o dietă moale, semilichidă, nu va forța acele lucrări provizorii pentru ca să avem o vindecare cât mai bună a implanturilor dentare, iar după această perioadă de 6 luni, pacientul se reîntoarce în clinică și se ia o amprentă nouă, digitală în acest caz, cu ajutorul căreia vom realiza lucrarea definitivă. Pentru lucrarea definitivă folosim cele mai avansate tehnologii care ne permit să luăm o amprentă cât mai precisă a implanturilor dentare, astfel încât să avem și o adaptare perfectă a lucrării dentare pe implanturi, pentru că de asta depinde succesul tratamentului pe termen lung. De asemenea, aceste lucrări se realizează dintr-un material foarte rezistent cât și estetic, zirconiu, care se fixează și pe o structură de metal cum este titanul. Este considerat vârful de gamă din punct de vedere al lucrărilor dentare, ceea ce ne asigură, conform studiilor științifice, că va fi o lucrare cu rezistență foarte lungă în timp. Tocmai am terminat o intervenție care a durat aproximativ 2 ore și jumătate, în care, la un pacient foarte fricos, care a venit cu o frică foarte mare la prima consultație, am realizat în aceeași ședință atât intervenția pentru partea de sus, cât și pentru partea de jos. Am inserat în total 12 implanturi dentare, 6 la maxilar și 6 la mandibulă. În zonele unde osul era topit, am realizat și o reparație a osului. După cum vedem, în aceste cazuri, pentru ca pacientul să poată beneficia și de măsele la maxilar, am inserat implanturile dentare din spate într-o adiție de os în sinusurile maxilare, ceea ce va permite ca ulterior să avem o bază solidă și completă pentru viitoarea lucrare definitivă. Cel mai mare avantaj în această situație este că pacientul care avea o frică foarte mare de stomatolog a putut să-și rezolve într-o singură ședință toate problemele dentare, astfel încât sub sedare conștientă a stat foarte liniștit și foarte relaxat pe parcursul intervenției, timpul pentru el s-a scurs foarte repede, noi ca și echipă medicală am avut condițiile optime să executăm această intervenție, am fost asistați și de către un medic anestezist care monitoriza în permanență semnele vitale ale pacientului, astfel încât să fie un confort maxim pentru el, să fie foarte relaxat și să nu simtă nicio durere, iar intervenția care s-a terminat acum ceva timp s-a terminat cu un succes garantat.